Anul trecut, în 365 de zile, 364 fapte. Ai vreo justificare? Da, o zi am fost bolnav. La tine la Prahova să trece pe roșu, după aia să stă în mijloc aici. Și stă pe telefon. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Primul din 2019 de Fapte în Trafic. Pentru haterii mei, să le dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului și să le dea doamna Firea tot ce trebuie. Pentru cei care credeau că Fapte în Trafic va muri, pentru că ori Tata Marius devine comercial, ori YouTube-ul închide canalul pentru că vorbește urât. Sincer, comercial nu o să devin niciodată, deci pot să spun cuvântul pulă când vreau eu, dar astăzi, pentru voi, am înlocuit cuvintele respective cu niște chestii super funny, doar pentru a aduce haterii noul an cu o venă mai puțin spartă, cu sânge mai puțin în nas. Și mă bucur că vă revăd în 2019, mă bucur că încă sunt în viață. Bineînțeles, am luat vacanță, oricât de creator de conținut sunt, dar bineînțeles că voi sunteți buni la suflet și înțelegeți. Dacă nu, lăsați un hate în comentarii, unde desigur vă puteți vărsa frustrările legate de soția, prietena, sora, tatăl, mama dumneavoastră. Ia uite-l pe ăsta, băi, handicapatule. Băi, ești nebun la cap. Semnalizează-mi penis de proastă. Băi, câtă prostie în capul unora, bă, frate, bă. Penisul. Nu știi să semnalizezi de prost. Te greu să semnalizezi de pleci de pe loc. Mamă, ce era să mă duc pe linia de tramvai din cauza la idiotul ăsta. Ia uite-l pe ăsta cum trage, mă. Lasă telefonul ăla și fii atent la drum. Tu ce faci, prietene? Stai pe mijlocul străzii așa? Cauți autobuzul? Ce cauți? Băi, nu mai are nimeni, frate, nicio treabă. Ești nevoie la cap, nimic, nimic, niciun stres. Să uită în ceruri. Ia uite-l pe ăsta, bă. Se bagă cu forța. Prioritatea lui e claxonul. Sau BMW-ul, bineînțeles. Adică, ce știm noi, e sărăntocii. Aoleu, aici te-ai găsit să o lași. Aici ți-ai găsit să parchezi. Eram sigur că de asta stai, că nu dai tu prioritate pietonilor din timp cu BMW-ul ăla. Ce vă mănâncă în cur? Eu nici nu sunt aici, nu? Eu nici nu sunt aici, deja te bagi pe dreapta mea ca supozitorul. Mai supozitoare avem în orașul ăsta. E roșu, biciclistule. Și pentru tine. Dar e dificil. Alo, bonusul. Băi, ești nebun la cap. Ce dracu faci? Ce? Ce? Tot el în jură, mă. De ce înjuri, frate? Ce ți-am făcut? Ce? Nu? Mi s-a părut mie, nu? Vezi că era să dai peste mine. Da. Cum adică ce caut pe aici? Unde penis? În erecție? Nu mi-ai luat permisul. Dai peste mine? Auzi? Vezi că bicicleta e vehicul și merge pe carosabil, da? Mai caută pe Google și altceva în afară de industria porn. Ce? Uite un mătie de prost. Ce? A, mă, dă-te jos, că toți te stari în gură. Penis.
Dintr-un bulevard cu patru benzi s-a transformat într-un bulevard cu o singură bandă. Pentru că sunt parcate două benzi, așa. Asta stă în mașină. Mersi mult, mulțumesc. Aici să parchezi, nenorocito. Așa să vă lăsați mașinile. Alte hal de trotuare în București. Să tot mergi ca pieton în București ăsta. Să tot mergi, adică... Ce o să facă primaria? O să ridice toate mașinile de aici, nu? Da, da, da. E autobus acum a parcat. Mașina era parcată. Toți ăștia de aici sunt parcați, adică... Da. Ce anume? Care? Halatul la pop. Stai frate, că ziceam că facem o liniuță, ceva, o treabă. Câtă groapă, câtă groapă era acolo să-ți bagi picioarele. Bine ați venit în lumea de dincolo, Germania! Mulțumesc mult! Super drăguț! Tipul ăsta din față m-a depășit și apoi m-a lăsat să... Mă rog, a lăsat spațiu și acum la fel, uite, lasă spațiu. Mersi mult, frate! Super tare tipul! Vezi că el poate. Mai sunt și șofer de treabă. Câteodată. Plăcere. Vă rog. Atunci când vezi gunoi pe stradă, știi ce trebuie să faci. Nu trebuie să fii mândru, ci doar să îl ridici, să-l pui la loc, pentru că lumea e nesimțită. Dar, frate, tu poți să fii mai bun ca ea.